savurează un sandviș cu el. Să-și imagineze că ea de fapt bea o cafea cu Domnul Isus. Că ea stă la masă cu Domnul Isus. Și că ochii Domnului Isus sunt verzi. Așa cum sunt ochii, ochii mei. Imaginați-vă un pic, surorilor. Ce are asta într-o căsnicie când soția așa își privește bărbatul? Așa își tratează bărbatul. Oare s-ar simți onorată o asemenea soție să fie soția Domnului Iisus Hristos? Pe ce onoare mai mare pentru o femeie decât să știe că se la braț cu Domnul Iisus când iese prin jebel, merge la Timișoara, la piață, la cumpărături, merge în concediu, își cu avionul, la volanii Domnului Iisus, ea e în dreapta, de ce ne-am căsătorit? Ma frate, vă măturisesc, nimeni nu mi-a spus asta acum 37 de ani, aproape 38 de august, când am stat pe scaunul de mire lângă iubita inimii mele. Atena, nimeni nu mi-a spus. N-am auzit să-mi spună că Atena așa ar trebui să mă privească, nici n-a auzit de la nimeni. Până mai târziu când Duhul Sfânt a descoperit la astfel de conferințe. Merg mai departe cu textul. Deci, nevestelor, fiți supuse soților voștri ca și cum ați cu Domnul Iisus Hristos. Să ascultați argumentul lui Pavel, căci bărbatul, care bărbat? Bărbatul tău, bărbatul tău, soră, este capul soției, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul, salvatorul trupului. Și după cum biserica e supusă lui Hristos, tot așa și soțiile, să fie supuse soților lor în câte lucruri? În câte? În câte? Toate. Hai să ne întoarcem la această imagine fundamentală. Când vorbim de căsătoria în Domnul, de o femeie și un bărbat care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, care și-au legat identitatea și existența de Domnul Iisus Hristos, care, Efeseni 2, au fost înviați în Hristos și așezați în domenii cerești în Hristos, astfel de oameni percep mariajul diferit de cum îl percep oamenii care nu știu cine e Hristos și nu l-au întâlnit și nu au o relație vitală cu el. Imaginați-vă că dacă această soție își privește bărbatul ca și cum ar fi Hristos Domnul în hainele lui. Normal că ar fi supuse soțului în toate lucrurile, pentru că niciodată Hristos n-a greșit. Și n-ar sta pe gânduri soția să zică, mă, dar oare să asculte el? Oare să... Nu, no, no. Dacă, dacă știe că bărbatul lui este Hristos Domnul, n-are nici o rezervă. Se dă pe mâna lui. De ce ne, de ce ne-am căsătorit? De ce te-ai căsătorit cu mine? Aterna, de, de ce m-am măsurat cu tine? Pentru că te-am iubit foarte mult. Asta gândește bărbatul. Dar ce înseamnă iubi o femeie pentru un bărbat? Înseamnă avea o parteneră în dormitor. 99% dintre bărbați se însoară ca să aibă o femeie în dormitor, să știe fetele nemăritate că de aia se însoară băieții și bărbații, de aia. 99% eram la Iași, la o conferință de tineret, acum câțiva ani de zile, și într-o pauză vine la mine un beaș și a zis, frate, să știi că eu sunt la 1%, eu nu de o să mă însor. N-a zis ce bine că am găsit excepția pe pământ. Mă bucur. Cum te cheamă? Să știu și eu cum îl cheamă pe la 1%. Dar noi băieții, bărbații, când v-am cur curtat, dacă mă e acasă, n a putut să spunem asta la, la soțiile noastre, că ne-a fost jenă. Ne-a fost rușine. Dar în mintea de bărbat, asta era ideea. Și mâine vom vedea așa ne-a creat Dumnezeu. Nu ne putem, nu-i ca o scuză, ci e o realitate, de care avem nevoie și noi, soțiile noastre. Pe când maxim 20% dintre fete de se mărită să aibă un partener în dormitor. El nu se gândesc la asta. Nu, nu asta le mână și un mariaj și dorința de a avea pe cineva alături, cu cine să discute, cu cine să-și împărtășească visele, dorințele, aspirațiile, cu cine să comunice, să povestească efectiv. Cunosc o familie, a fost foarte frumoasă, a fost. Pentru că soția a părăsit și a început aventuri. Am stat de vorbă cu ea, erau tineri și frumoși. Și îmi spunea ea, frate, mă uitam la câte o colegă de-a mea cum stă pe balcon și își bea cafeaua cu soțul. Eu n-am avut ocazia asta cu soțul meu, că era foarte ocupat la muncă. Mă uitam la câte un cuplu cum se plimba pe stradă și el o privea și povesteau și eu n am avut parte de așa ceva. Pentru că femeile nu se mărită ca să aibă un partener în pat. Nu, nu, dragii mei. Pe noi oamenii, pentru că suntem este firesc și apoi ce este duhovnicesc, ne-au mânat alte rațiuni, firești, legate de carne asta, de anatomia noastră, ca bărbați și femei. Însă, în inima lui Dumnezeu, sunt alte rațiuni mult mai adânci pe care dacă le înțelegem, reușim să rezistăm unor presiuni teribile în familiile noastre. Dacă doar rațiunile carnale, firești, umane, ne leagă, nu așa când îmbătrânește soția și o vezi pe secretara ta mai tânără și mai frumoasă și îmbrăcată mai altfel, știți voi cum, de ce să stai lângă o femeie a cărei piele s-a zbârcit? Când poți să te bucuri de o femeie tânără, sănătoasă, atractivă. De ce? De ce, când bărbatul tău uh, chelește și face burtă și sforăie, de ce să te mai încurci cu el, care are 60 de ani, când colegul tău de serviciu îți face ochi dulci și mai tânăr? Nu chelește. Și nu știi că nu sforăie nici el, că n-ai stat lângă el deocamdată. Când birou nu sforăie, că nu doarme. Deci dacă doar rațiunile umane ne împing într-un mariaj, aceleași rațiuni ne duc la distrugere. Ceea că romantismul în orice relație ține 1, 2, 3, 5 ani maxim, romantismul, acei fluturi din stomac și dispar. Și dacă asta te atrage într-un mariaj, tânjești după alți fluturi, după dorința de a cuceri un alt trofeu, după dorința de a, de a flirta, de a retrăi acele momente din tinerețe, să cucerești o altă femeie. O cucerești și ține doar romantismul. De regulă, în a doua variantă, ține mai puțin. Și iară simți nevoie animalică de a vâna alt trofeu. De ce credeți că așa de multe familii se destramă? Citeam zilele acestea? Nu e o săptămână, o statistică, ce spunea că din cinci familii care se fac sau la cinci familii care se formează în România, una se desface. Tot la cinci, una se desface. Da, tot la cinci se desface. Asta rata divorțul în România acum. Și în pandemie, la 3,5 familii, una se destrăma. Pentru că erai obligat să stai cu nevasta, numai cu nevasta, nu cu colegă de serviciu sau cu colegul. Numai că ea în apartament sau în casă, nu puteai ieși. două săptămâni. Nu puteai suporta să stai lângă femeia aia. Fără păi de care, în urmă cu 5 ani, nu putea să-ți imaginezi viața. Și atunci când mă uit în, în Scriptură și găsesc rațiunile care îl determină pe Dumnezeu să ne pună împreună, rămân uimit cât sunt de diferite de ale noastre. Am aflat în primul rând că atunci când o femeie se căsătorește în Domnul, o femeie care cunoaște pe Hristos, ea, prin mariaj, își asumă această... Uh, acest rol de a învăța să privească la soțul ei ca și cum s-ar uita la Hristos. Nu-i simplu. Este cel mai greu lucru pentru o femeie să-și privească soțul exact cum l-ar privi pe Hristos în ochi. Să și uite la soțul ei în timp ce mănâncă, sau în timp ce își repară mașina, sau în timp ce sapă în grădină, să zic, uite, Domnul Iisus sapă grădina noastră. Domnul Iisus repară mașina noastră. Domnul Iisus mănâncă în bucătăria noastră. Extrem de greu. Imaginați-vă surorilor pentru un moment, da? Că sunteți măritate cu Domnul Iisus Hristos. Cum ar fi viața voastră? Acum, dacă asta e greu, dacă e greu pentru o femeie să-și privească bărbatul ca și cum Hristos însuși ar fi în pielea lui, în carne și oase? Imaginați-vă cât e de greu pentru un bărbat să se poarte cu soția lui exact așa cum Domnul nostru Iisus Hristos se poartă cu biserica lui slăvită. Dar hai să citeți mai departe textul ca să avem toate informațiile adunate și apoi să lucrăm pe ele. După ce Pavel spune soției la ce să se aștepte într-un mariaj, în Domnul, apoi ne spune nouă, bărbaților, versetul 25, bărbaților, iubiți-vă soțiile cum a iubit și Hristos Biserica. Adică atât de mult încât s-a dat pe sine pentru ea. Dar cu ce scop s-a dat pe sine pentru ea? Scopul este extraordinar. Păi ca să o sfințească. După ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Dar de ce a făcut asta Hristos? Păi ca să prezinte, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită sau glorificată, fără fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce auziți, zis, sfântă și fără prihană, adică perfectă. În momentul în care un bărbat se căsătorește, un bărbat care cunoaște pe Hristos, el își asumă în esență responsabilitatea pe care Hristos și-a asumat-o când și-a legat identitatea de biserica lui, Responsabilitate care l-a împins până la moarte, pentru că era singura șansă a Domnului Iisus Hristos să facă din biserica lui cea mai frumoasă mireasă pe care Universul l a cunoscut-o. Imaginați-vă bărbaților. Că atunci când Dumnezeu a fost de acord să ne îndrăgostim de cea care ne este soție acum, Dumnezeu a avut în minte acest scop. Și iau exemplu meu și al Atenei. Când Dumnezeu a determinat-o pe Atena să răspundă da la provocarea mea de a fi soție, Dumnezeu a avut în inimă și în minte următorul proiect pentru mine. Mi-a dat-o pe Atena pe mână, Sper să mă mai las încă câteva zeci de ani. Pentru că în colaborare cu Hristos Domnul, eu cu Hristos Domnul, prin resursele care curg din Hristos, Hristos împreună cu mine să facă din Atena o sfântă, o neprihănită, o femeie perfectă, pe care într-o zi Hristos Domnul să o prezinte înaintea cerului. Și pentru asta Domnul Iisus avea nevoie de mine. Și într-un anume fel, așa misterios, tainic, este ca și cum ar fi spus Domnul Iisus Nelule, ai vrea să iei de nevastă pe Atena? Și vrei să intrăm noi doi într-un parteneriat, să facem din Atena o moștenitoare împărăției cerurilor? Mă ajuns în proiectul ăsta? Nu mi-a spus-o așa, dar intenția Domnului Iisus asta a fost. Știu că sună science fiction. Știu, știu, știu. de -aia a te căsători în Domnul nu un lucru simplu. Vă vedea, nu merge de la sine. Ești pocăit, ea e pocăită, bă cu roagă pastorii și biserică. La lucru, că Domnul lucrează mai departe. Nu așa funcționează. Prin căsătorie, noi intrăm într-un parteneriat, nu doar unul cu altul, ci cu Dumnezeu. Într-un parteneriat prin care Dumnezeu vrea să desăvârșească pe cel de lângă mine și să facă din el sau din ea un moștenitor, o moștenitoare a împărăției lui Dumnezeu. Și asta implică, vom vedea, un efort teribil. De aceea, în așa de multe cazuri, bărbați și femei refuză să mai lupte. În martie, a fost invitat la o biserică numică din România și păstorul mai soată în el vă invit să vorbiți doar despre divorț în biserica noastră. Pentru că ne confruntăm cu familii care divorțează. Și nu mă mir. Pentru că a te căsători în Domnul înseamnă a-ți asuma responsabilități pe care cei din lume nu și le asumă. Adică bărbatul își asumă rolul lui Hristos și soția rolul bisericii lui Hristos. Adică îi acceptă roluri care depășesc condiția umană, banală, animalică, da? Bă ce Pavel vorbește în Efesen 5, la 21 în jos, cum am văzut, dați-vă cum încheie el și trec la, la versetul 32 și spune așa Pavel, taina aceasta, acest mister, nu degeaba, Biserica Ortodoxă numește căsătoria printre cele șapte taine ale bisericii. Taina aceasta este mare. Misterul ăsta este mare pentru că, zice Pavel, vorbesc în esență despre Hristos și biserica lui. Adică mariajul în Domnul, căsătoria în Domnul, este o taină. Este un mesaj profetic al celei mai frumoase relații existente în univers. Relația dintre Hristos și lui Dumnezeu și biserica lui slăvită. Acum, lucrurile ar fi Uh, greu de înțeles dacă n-ar exista o afirmație în versetul 30 în textul nostru care este afirmația pe care dacă o înțelegi frate și soră parcă -ți, uh, îți revii așa din starea asta de uh, de neputință și cum poți să vă porti un felul ăsta uitați ce spune Pavel despre oamenii care sunt în Hristos, bărbați și femei pentru că noi da, se poate trăi așa pentru că noi, zice Pavel, noi, adică bărbați și femei, noi, credincioșii, suntem medulare ale trupului Lui. Adică ale cui? Cine este? Ce, ce persoană ascunde acest pronume ale Lui? Trupului cui a Lui? A Lui. A cui? A Lui Hristos! Pavel zice că noi, uitați-vă bine, noi, și bătrâni, da? Așa cum suntem, cu uh, beteșugurile noastre, cu limitările noastre. Noi, bărbați și femei, suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Noi suntem carne din carnea lui Hristos. Noi suntem os din oasele lui Hristos. Adică suntem parte organică din trupul tainic, misterios al Domnului Iisus Hristos. El, Hristos, capul este la dreapta Tatălui, în ceruri și mijlocește pentru noi, dar trupul Lui, organismul este vizibil, este învedrat prin biserica Lui și trupul ăsta e format din bărbați și femei, tine și bătrâni, așa cum suntem noi. De ce m-am înșurat cu tine? De ce m-am măritat cu tine? Am avut rațiune noastre umane, limitate, a fost îndrăgostiți. Mai mult îndrăgostiți fizicul nu de altul, că nu ne cunoșteam destul de bine, ca să spun că era atât de îndrăgostit de omul lăuntric al acelei fete. O, oh, eu acum o știu bine pe după 37 de ani. Știu cu cine m-am mășurat. Atunci n-am știut. Abar l-am avut. Acum știu. Că am mâncat un sac de mare, un sac de, un sac de sare mare, mare, așa, de zeci de kg. de când sunt cu ea. Știu cine-i nu de plin, dar știu mult, mult, mult mai bine pe Atena acum decât am cunoscut-o într-un an și jumătate de cortare. Am avut rațiunile noastre când ne-am căsătorit. Unele fete s-au măritat pur și simplu pentru că au avut o vârstă și s-au temut să nu cumva să rămână așa. Deși unele ziceau, mai bine nu m-aș fi măritat niciodată. Era mai bine singură. Când nu știu ce să, ce să, faci, Pavel spune că e mai bine ca el. Dumnezeu care ne-a ne spune că nu e bine ca omul să fie singur. Și unii țin de ce spune Pavel și alții ce mai mulți de ce spune Dumnezeu de ani am prestuit, așa -i. Ce a fost în inima Domnului când ne-am căsătorit? Dumnezeu a vrut să ne dea pe mâna cuiva. Pentru că în procesul dezvoltării și a maturizării noastre unul lângă altul, să ne asumăm rolul lui Hristos, noi bărbații, și rolul bisericii voi, femeile. Și în acest proces tainic, extrem de dureros și care care ține o viață de om, ori peste jumătate de secol, Dumnezeu să facă din noi, bărbați și femei, oameni care într-o zi să populeze un cer nou și un pământ nou unde va domni neprihănirea. Întrebarea care pun în continuare este. Presupun că n-am înțeles până în seara asta de ce m-am căsătorit. Sau am înțeles, dar rațiunea mea limitată, umanistă. Așa. Și Dumnezeu a deschis mintea în seara asta. Acum se naște o altă întrebare. Vorba lui Pavel, când știe cine e cel ce trântește jos pe drumul Damascului, pune o întrebare logică. Ce să fac, Doamne? am înțeles de ce m-am însurat. Am înțeles de ce am zis da spune soția. Dar acum ce de făcut? Că eu n-am făcut ce trebuia până acum. întrebare e bună. Pentru că Dumnezeu să-și împlinească planul în căsătoria noastră, ne-a pus la îndemână niște puteri teribile, frașor, Niște puteri, niște forțe incredibile. Unu. Forța sau puterea legământului conjugal. pe bună dreptate, cineva spunea, Că în căsătorie promisiunea este mai importantă decât pasiunea. Adică, într-o zi mi-am asumat înaintea lui Dumnezeu și am cerut lui Dumnezeu putere să iubesc această femeie și numai pe ea, cu toate energiile mele până la ultima suflare a ei sau a mea. Atenție! Înainte de o cunoaște destul de bine. A fost o naivitate în noi încât am zis, mă dau pe mâna ei, mă dau pe mâna lui, nicio, nu mă interesează ce va fi. Am convingerea și am zis, dau la acela, pentru că pe vremea mea nu erau acele minte sofisticate și lungi, am zis un da când m-a întrebat păsorul. O iubești? Da, până când, până la moarte, orice s-ar întâmpla. Am scos din, din, calcul orice, orice experiență dureroasă care ar fi putut să mă rupă de ea. Am zis, orice s-ar întâmpla, până la capăt. N-am pus nicio condiție, nici voi n am spus condiție. Și acest legământ emană o putere teribilă. Am promis că stăm lângă fata sau lângă beatul acela, până la ultima șuflare a noastră sau bătaie a inimii. Într-un fel, legamentul, acel dat din ziua anunții, este o, o recunoaștere a neputinței noastre de a sta lângă persoana aceea. Într-un fel, legământul marital, acel da simplu, ne-a făcut conștienți că s-ar putea să existe momente în viață în care să dăm înapoi. Și atunci l-am implicat pe Dumnezeu și într-un fel nerostit i-am cerut suportul să rămânem și să ne dea putere să ne ținem de acel da pe care l-am rostit în ziua nunții. Într-un fel, acea promisiune a fost un fel de a-i comunica pe -a noi, iubite, poți conta pe mine, în cele mai grele momente ale vieții. Îți promit că rămân lângă tine până la ultima mea, să ultima ta suflare, orice s-ar întâmpla. Mă bucur mult că e aici cu noi și Maria, cu scramea. Avem un singur ginere, deosebit, pe Adi Neș. Ți-aș fi imaginat, Maria, că atunci când cuibul este gol și au libertate și uneori îi invidiam că o lună stăteau la Adi, o lună stăteau la Nelu, o lună la Claudiu, ca porumbei, nu s-au gândit nici un moment că a venit vremea când suferința, o suferință neașteptată, cumplită, o va ține legată de Dan cu o legătură de altă natură. Când am zis daul acela în ziua, nu ne-am asumat că orice s-ar întâmpla cu persoana de lângă noi pe care o iubim, rămânem acolo, că se poate baza pe noi, mai ales în cele mai dificile momente ale vieții. E tare bine să stai lângă un om care e sănătos, care te ajută, care te susține, care te încurajează, care poți comunica, care îți suflă vânt în pânzele vieții. Dar stai lângă un om care poate nici nu știe cine ești tu. Care e rațiunea care te ține lângă omul acela? Promisiunea este o forță teribilă. Legământul este o forță teribilă. Pentru că adică vorbim de o promisiune pe care o facem în prezența lui Dumnezeu și îl invităm prin promisiune să se implice în decizia noastră, putere teribilă. Acea promisiune este, acel dat din Ziua Anunții, este un fel de a spune, eu Adam. Iau pe tine Eva, soția mea, și rămân al tău, și rămâia mea, pentru că e singura femeie de pe planetă, nu este nicio altă opțiune. Și ea spune, eu, Eva, accept ca tu să fii Adamul meu, pentru că nu este o altă opțiune pe planetă. Și singurul bărbat de pe planetă, sunt ești al meu până la ultima suflare. Promisiunea aceea din ziua anunții, degajează o putere teribilă. Când îl implici pe Dumnezeu, când ești conștient că promisiunea o faci în prezența lui și îl iei ca martor. Știți ce spune Domnul în Maleahie? Am fost martor. Am fost acolo. Te-am auzit când ai zis. De ce nu mai ești credincios? Apoi, Dumnezeu ne-a mai pus la îndemână o putere. Puterea adevărului. E o putere teribilă. Și s-a întâmplat să auziți un adevăr care să vă uluiască, să vă răvășească, să vă lase fără cuvinte și fără suflare. Când te căsătorești, există o forță teribilă o forță divină care te împinge în special de lângă tine și nu poți concepe viața fără el. Și nu trece mult. Și -o aflică, de fapt, omul de lângă tine. Nu e ceea ce ai crezut tu. Pentru că întotdeauna când te îndrăgostești, te îndrăgostești de un ideal. Pentru că iubești persoana, tu îți crezi în mintea ta o persoană ideală, perfectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, Domnul în lumea noastră, nu l-a trimis pentru oameni perfecți, dar l-a trimis cu misiunea de a ne atrage la El și de a ne atrage într-un proces al perfecțiunii, al desăvârșirii, al sfințirii zilnice. Și spune Ioan, în prima epistola, capitolul 3, că atunci când El vom vedea pe Hristos, cum vom fi? Spuneți voi, cum vom fi? Exact ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și Pavel spune Filipeni Filipenilor, în capitolul 3, că atunci când va reveni Hristos Domnul, lor de glorie, noi vom primi organisme de glorie exact ca ale Domnului Iisus Hristos. Când noi ne-am căsătorit în Domnul, atenție, Dumnezeu a avut în inimă și în minte acest ideal pe care și îl împlinește cu fiecare dintre noi în Hristos. Noi însă după lună, două, trei, de regulă luna de miere, descoperim că persoana de lângă noi nu idealul pe care ni l-am creionat uh, creonat noi, nu e portretul acel robot pe care noi ni l-am imaginat, datorită sentimentelor puternice de dragoste. Și aici îmi place ce spune un, un profesor de etică din America. Tipul ăsta a fost în 2000 declarat teologul numărul un al Americii. El spune în felul următor. Ceea ce este destructiv în căsătorie este etica de auto care pleacă de la ipoteza că familia și căsătoria sunt instituții ale împlinirii personale care ne ajută să ajungem complet și fericiți. Adică el spune așa, foarte mulți dintre noi zicem, dacă fata asta spune, da, gata, mi-am sfârșit alergarea, mi-am pus trofeu în vitrină și o să fiu fericit. Și el spune în continuare în felul Ipoteza susține faptul că există cineva pe planeta asta, care ni se potrivește perfect în căsătorie și dacă vom căuta cu grijă vom întâlni acea persoană. Și omul ăsta continuă și îi spune în felul următor. Tipul ăsta are 83 de ani acum, încă dorește. Această ipoteză, zice el, ipoteză morală, scapă din vedere un aspect crucial legat de căsătorie și anume noi, oricine am fi, întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Da. <laughs> și el se explică. Niciodată nu știm cu cine ne căsătorim. Avem doar impresia că știm. Și acum vine, vine uh, o afirmație care este de-a dreptul șocantă. Și el spune așa. Marea problemă în căsătorie, și în mea, și în atașna oricăruia, marea problemă în căsătorie este să înveți, atenție, să înveți să iubești și să te îngrijești de străinul cu care ai aflat că te-ai căsătorit. tu, tu mamă, zice fată, Pe păi am crezut că ăsta e mai pocăit. Pe păi l-am auzit cum se roagă. Pe păi l-am cum predică. El zice, băi, tată, mă, și mama a fost așa, Păi am văzut că fata asta, pe păi când în grupul de altăși închinare, păi tata i-a auzit-o și tu. Știți din familie bună. Așa e cum ai auzit, așa e. Dar noi, în mintea noastră de îndrăgostiți, exagerăm, idealizăm persoana de care ne-am îndrăgostit. Uităm că este om și orice om este imperfect, orice om are defectele lui. Acum, atenție! Tu când te căsătorești, tunelule și tu oricine a fi, îți dorești pe cineva care să te accepte exact așa cum ești. Dar ne adânc cu tale, știi că tu nu ești perfect. Știi că sunt în viața ta o mulțime de lucruri care trebuie schimbate. Și că cineva care te-ar cunoaște destul de bine, va dori să te schimbe ca să poată conviețui cu tine. Atenție! Ne este greu să acceptăm când iubim că persoana de lângă noi nu este perfectă, că va avea o mulțime de defecte și nevoi adânci care trebuie împlinite. Adică, faci și surori, familia este singurul loc unde pământenii ajung să-și dea măștile jos. Atunci când curtezi o fată sau un băiat, încerci să-ți acoperi defectele, ești un fel de actor. Acum fiecare depinde cât de buni actori suntem, cât de bine le ușcăm rolul. Dar după ce a trecut pe numele tău, după ce e soția ta, după ce e soțul ei, gata cu actoria. Pune măștile jos, gata cu carnavalul, vorba cuiva, suntem noi înșine. Și place mult ce spune un om al lui Dumnezeu și aici v-aș recomanda o carte, poate că o, ne o aveți deja în bibliotecă, Timothy Keller a murit recent, un om deosebit al lui Dumnezeu, Timothy Keller, cartea se numește Sensul căsătoriei, îl citezi, și spune așa, dacă defectele tale îi deranjează într-o anumită măsură pe cei din jur, poți fi sigur că ele îți vor cauza probleme serioase în căsătorie. Nici o altă persoană nu este atât de deranjată și de rănită de defectele tale cum este partenerul tău de viață. Și aici face o afirmație iarăși uh, șocantă. Șocant de adevărat, iau ziți. Căsătoria scoate la iveală tot ce e mai rău în tine. Dar ia aminte, nu căsătoria îți creează defectele. Ea doar le scoate la evială. Vrei să știi cine ești, Că de rău ești în Vrei să știi cât ești de rea, mărită -te. Pentru că în căsătorie Dumnezeu a îngăduit un mediu în care un bărbat și o femeie să nu scape unul de altul până la moarte. Cum să sfințească Dumnezeu un om ca mine și ca tine, dacă tot timpul mă ascund printre frași și printre surori în biserică? Ei, când m-am căsătorit, mi-am legat tot restul vieții de o singură persoană, de soția mea, tu de soțul tău. Și nu mai pot să mă ascund la nesfârșit, că de prieten mă ascund, de fras mă ascund, a nevastă mai lângă mine. Mănânc cu ea, dorm în același pat, mergem în aceeași mașină, petrec cel mai mult timp cu ea. Și puterea adevărului este necesară în viața noastră de credincioși, pentru că trebuie cumva să știm cine suntem. Cineva trebuie să ne spună și Keller are o afirmație în cartea lui, spune că căsătorie este ceva de genul în care Dumnezeu te ia de ceafă, te bate cu capul de oglindă, spune ăsta ești, vezi, dacă n-ai știut, ăsta ești. Unii zic, auzi, mai de când, și la prietenul lui, mai de când m-am însurat, mă, numai m am, -am nu știu ce cu nevasta asta mea. de când m-am măritat, totul merge rău. Nu, 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 de când te-ai însurat și te-ai măritat, se vede cine ești tu. Nu căsnicia creează probleme, ci oamenii creează probleme în căsnicie. Când o firmă merge rău, nu-i devină firma, ați înțeles, Devine oamenii care o conduc și care muncesc în firmă. Nu poți vedea de când m-am însurat tot e pe dos. Nu. De când te-ai însurat, se vede că tu ești pe dos. Se vede că ai defecte, că ai probleme, că ai nevoie să-l rezolvi. De aceea, adevărul este o forță, este o putere care operează în viața de familie și este necesară. Dar dacă am rămâne la puterea adevărului, că dragostea e teribilă, dacă când lucruri care te deranjează despre partener, adevărul te pune la zi și zici, mă, dar merită să mai stau lângă? Dumnezeu vine cu altă forță. După puterea legământului, am puterea adevărului, am zis, stau lângă tine, se întâmplă ceva, zici, păi nici chiar așa. Și intervine acea iubire de sorginte, de origine divină. Și aici îmi place cum definește dragostea biblică și Louis în creștinismul redus la esență. El spune așa, când Biblia vorbește despre dragoste, o în primul rând, nu prin cât de mult vrei să primești de la cineva, ci prin cât de mult ești dispus să dărui cuiva. Cât de mult ești gata să pierzi de dragul acelei persoane. La cât din libertate ești gata să renunți. Cât din timpul tău prețios, din emoțiile tale și din resursele tale, ești gata să investești în celălalt. Când spui că iubești un om, îl iubești în pofida defectelor lui. Când spui că iubești un om. Înseamnă că îl accepti așa cum este el. Uneori suntem frustrați când vedem că proprii noștri copii nu se ridică la standardele pe care le dorim noi. Dar frustrarea e nu pentru nefericelor, ci pentru a noastră. M-a făcut de râs copilul. M-a făcut de râs nevasta că m-a părăsit. Mă de râs bărbatul că m-a lăsat. așa -i? suntem noi afectați. Nu spunem, vai, săracă, o pleca și pe -o Ce milă mi de ea. Cine doare pe noi, egoismul nostru, egoul nostru, eul nostru este, este afectat. Și place mult ce spune un amalit Dumnezeu, care când și-a întâlnit iubirea vieții, a renunțat la călugărie și s-a însurat. A scris o carte bună, Taina Căsătoriei, Mike Mason se numește. Și el spunea felul următor, în ultima instanță Dumnezeu nu este interesat de atracția naturală între oameni. El vrea, adică Dumnezeu vrea, să devenim conștienți de atracția supranaturală a iubirii pe care o reclamă. Pavel spune că Dumnezeu ne-a iubit pe vremea când noi Eram niște păcătoși. Hristos a murit nu pentru că eram niște sfinți, ci tocmai ca să facă din noi niște sfinți. De-aia Mike Mason continuă și spune el, când ne sacrificăm pentru căsătorie și pentru păcătosul pe care odinoară Dumnezeu ne-a dat puterea de a-L iubi, atunci ne sacrificăm cu credință și de adâncul inimii noastre pentru Dumnezeu însuși. Păi Dumnezeu știa, când l-am implicat în marajul nostru, știa ce se va întâmpla cu soția ta, cu soțul tău. Știa Că unii dintre soți sau soții își vor înșela partenerul. Și unii zic, dar de ce, Doamne? De ce ai îngăduit asta? ce deci am fost la o conferință cu familie la o biserică, m-am trezit la câteva zile cu un mail de la o soție tânără. Zice, îmi scrie așa, frate Enelu, suntem căsuiți de nouă luni de zile. Când am maritat cu soțul meu, știam că vine din lume și am avut o anumită teamă că s-ar putea să nu fiu eu prima lui femeie, dar nu l-am întrebat pentru că mi-a fost rușine și frică de răspuns. Avem nouă luni de căsătorie și am aflat că, de fapt, el a mai trăit cu cineva. Dați-mi un sfat, ce să fac în cazul ăsta? Mai ales să-mi spunea aia sărăcuța, de copilă mi-am dorit să fiu pură și să am un soț pur. Și Dumnezeu nu mi l-a dat. Ce să fac? No, ce să-i spun? Ce să-i spun fraților? Dumnezeu știa. Și totuși a fost de acord că o fica lui să se mărite cu un fiu al lui, venind din lume, dar cu un istoric uh, pătat. A ce e de făcut? Mai dacă Dumnezeu a obit acel băiat și-a dat fiul să moară pentru ca să-l recupereze. Și acum l-a dat pe mine unei fete. Oare nu așteaptă ca dragostea lui Hristos să se manifeste față de acel bărbat prin acea femeie? Sigur că asta așteaptă. Spune Mason că atunci când ne sacrificăm pentru căsători și pentru păcătosul de lângă noi, ne sacrificăm de fapt în esență pentru Dumnezeu. Adică acceptăm planul Lui. Nu e simplu. E complet. Să crezi în perfecțiunea unui om. Să afli că de fapt nu e ceea ce credeai. Ce de făcut atunci? Ei atunci intervine o altă putere, puterea harului. Dar ce înseamnă har? Înseamnă să primești ceva în pofida faptului că nu meriți și că meriți altceva. Și aia înseamnă Harul lui Dumnezeu. Noi eram niște condamnați la moarte și în loc să ne condamne Dumnezeu la moarte, ne-a dat viață veșnică, iertare. Dar acum ce ar merita bărbatul ăsta? Să-i spui, mai înșelat. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, bărbatul ăsta înseamnă altceva. Să-i oferi ceea ce n-ar merita omenește vorbind. Dar la urmă urmei tu care ești chemată să faci asta în cazul pe care vi l-am prezentat, nu e așa că ai beneficiat de iertarea pe care tu nu o meritai din partea lui Dumnezeu. Și atunci când voi la căsătorie și încerc să răspund întrebarea de ce m-am căsătorit cu tine, de ce am acceptat să zic da, pentru că Dumnezeu mi-a cerut asta și m-a invitat să devin partenerul lui în aplicarea Evangheliei într-un context specific cel mai greoi, al iubirii unui semen al meu. Și prin harul pe care Dumnezeu mi-l pretinde, pasă de semnul meu, de fapt, să manifest harul de care am avut parte când Dumnezeu m-a iertat pe mine. Îmi place mult ce spune Beni și vreau să-l citesc. El spune pe următor. Dumnezeu a făcut un plan în sine însuși, încă înainte de întemerea lumii. În conformitate cu acest plan, Dumnezeu are un scop precis cu fiecare dintre aceia pe care i-a chemat prin predicarea Evangheliei lui Hristos, și anume, să dăltuiască în ei chipul Fiului Său. Și pe acestui bine al nostru lucrează împreună toate lucrurile. Dar oare, zice Beni, care dintre noi știe ce daltă trebuie să folosească Duhul lui Dumnezeu la un moment dat pentru dăltuirea chipului Domnului Iisus Hristos în noi? Oare trebuie el să ia în mână daltă bucuriei sau pe cea întristării? Daltă belșugului sau pe cea lipsurilor? a sănătății sau a bolii, a păcii sau a răzbunării, data a precelor sau a persecuțiilor și a barjocilor din partea semnelor noștri, data succesului sau a insuccesului, dar dacă cea mai eficientă daltă în modelarea caracterului Hristos în noi este tocmai omul de lângă tine. Asta e convingerea mea. Dumnezeu mi-a dat-o acum 37 de ani pe Atena, pentru că lângă ea să experimentez cel mai clar puterea Evangheliei lui Hristos și prin ea, în momente pe care nu mi l aș dori, Dumnezeu să dăltuiască în mine caracterul Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu a gândit pentru Atena, în persoana mea, cea mai eficientă de altă pentru modelarea caracterului Hristos în viața Atenei. De ce ne-am căsătorit? Pentru că Dumnezeu avea în inimă dorința de a modela caracterul Domnului nostru Iisus Hristos în noi, în acest proces al frământării, al ciocnirii, al întâlnirii zilei, în necazuri lângă persoana pe care atât de mult am iubit-o cândva, pe drept, dar care uneori ajunge să creeze aparent în noi dureri pe care nimeni nu le-ar putea crea. Dar dureri de care avem nevoie în procesul de caracterului cristic. Dumnezeu a avut grijă să ne lipim existența de o persoană și o iubim atât de mult, încât să-și poată permite Dumnezeu ca prin acea persoană să modeleze în noi cel mai nobil caracter, caracterul Domnului nostru Isus Hristos. De aceea Dumnezeu a gândit căsătoria. Pentru că căsătorie modelează bărbați și femei care într-o zi vor popula un cer nou și un pământ nou și de aceea Domnul Isus Hristos ne învață rugăciunea domnească să zicem Sfințească să ne Tău, dar unde? În casa noastră. Vine împărăția ta unde? În casa noastră. Facă se voia ta, așa, pe pământ, ca și în cer, de unde? În casa noastră. Și zic, Doamne, fă să pricepem cât mai bine aceste adevăruri, ca să ne bucurăm plenar de unealta, de dalta pe care o avem, ca și dar, ca și har, din partea ta. Și să ne bucurăm de fiecare moment fie că plângem lângă Peșana iubită, fie că râdem, fie că suferim, fie că ne bucurăm. Toate aceste trăiri sunt necesare pentru finalizarea caracterului Domnului Iisus Hristos în noi. Amen.